Putem să enumerăm câteva băuturi alcoolice care n-au voie să lipsească în prepararea unui cocktail sau, altfel spus, care sunt cele mai cunoscute și mai des utilizate? Cele mai des utilizate sunt vodka, rom, gin, tequila, pe partea de băuturi albe sau white spirits, cum spun americanii, iar pe partea cealaltă, whisky, coniac, brandy, acestea ar fi cel mai des folosite ca și băuturi de bază în băuturi, în băuturi mixate. Și vorbim aici despre folosirea lor pe plan mondial, adică peste tot în lume, da. Cam acestea sunt cel mai des utilizate. Întotdeauna am avut curiozitatea aceasta, cum poate într-un pahar să stea așa trei straturi de culori și să nu se amestece? E un truc? Nu, chiar nu. Este chiar știință exactă. Acele băuturi se numesc puz cafeuri, acele băuturi în straturi, și este vorba de densitatea lor. Un ingredient, cu cât conține o cantitate mai mare de zahăr, cu atât va fi mai greu și va sta mai jos. Iar după aceea, următorul strat, se pune o băutură cu o cantitate mai puțină decât cealaltă și tot așa mai departe. Deci acesta ar fi micul secret. Apropo de secrete, are Mihai vreun secret al lui pe care niciodată nu o să-l dezvolie nimănui, indiferent că e curs, că e competiție, că sunt colegi, prieteni, îl păstrez doar pentru tine? Nu cred că am, cel puțin legat de partea de bar, nu. Tocmai de aceea mi-am făcut și site-ul și blogul acesta, pentru a putea împărtăși și cu ceilalți barmani toate cunoștințele pe care le dobândesc pe plan național sau internațional. Deci, indiferent cât de perfect este, nu se poate să nu spui ce ai pus, ce ai făcut, în ce cantități, deci nu ai un secret la acest capitol. Nu, tot timpul cine dorește să afle rețeta, o dau cu mare drag, nu este niciun secret. Consider că informația trebuie să ajungă la toată lumea și altfel nu am putea crește ca și barman dacă ne-am ascunde rețetele unul de celălalt. Apropo, cum merge munca în echipă? Există și o echipă care trebuie să fie legată și să funcționeze bine la locul de muncă? Trebuie să le spunem telespectatorilor, lucrezi într-un bar foarte, foarte cunoscut și apreciat, în piața Enescu. La fel, este suficient să te uiți pe site sau pe Facebook și să vezi fotografiile, că deja parcă simțurile sunt inundate de băuturile, fie calde, fie de mâncare, fie de aburi ceaiului. Cum este la locul de muncă? Aici aș putea spune că sunt foarte, 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 foarte norocos, pentru că am parte de o echipă care mă înțelege și mă susține. Angajatorii mei și-au dat seama de la început de potențialul meu și atunci ei mă susțin în orice fac. Dacă mă duc la vreun concurs sau dacă pregătesc ceva, mă susțin mereu și tot timpul mă sfătuiesc când spun așa merge, asta nu merge. La fel și colegii, pentru că sunt foarte mult timp plecat, sunt plecat în străinătate, s-au luat diferite cursuri, s-au luat școală și așa mai departe. Iar colegii mei sunt alături de mine și mă susțin și mi-acopără turele și aș putea spune pe calea aceasta, aș putea să le mulțumesc foarte mult, pentru că fără ei nu aș fi unde sunt acum și acum fără falsă modestie, dar un barman nu poate fi bun doar el singur. Sunt foarte mulți în spatele lui cu care colaborează sau care îl ajută, fie fotograf, fie bucătar, fie patiserie, maestri ciocolatieri sau chiar parfumieri. Deci, a fi barman în ziua de azi nu se rezumă doar a ști doar băuturile din spate. Sunt foarte multe persoane în spate care te ajută și te susțin. Și pe această cale vă și felicităm, nu doar le mulțumesc colegilor, ci și eu personal vă felicit pentru tot ceea ce văd pe site-uri și toate fotografiile postate, care sunt clar rezultatul muncii voastre, a pasiunii voastre, până la urmă și răbdare, că nu cred că fără răbdare ați putea să realizați tot ceea ce realizați, și dorința aceasta voastră de a vă redescoperi mereu și mereu, de a veni cu ceva nou, sunteți neobosiți și până la urmă e firesc să fiți tineri și neliniștiți, nu? Că aveți toate ingredientele necesare în acest scop. Vreau să te mai întreb, Mihai, dacă de-a lungul vremii, nu anilor, a vremii efectiv, aceste cocktailuri au fost băuturi destinate unei pături sociale privilegiate, cu bani înstărite, a pornit așa ca o băutură a unei anumite clase sociale? Dacă ne întoarcem iarăși în istorie, sunt băuturi care au fost destinate anumite clase sociale, dar și cei care au fost mai puțin norocoși, ca să spun așa, au beneficiat de ele. Și acum fac referire în America, unde cocktailul era o băutură destinată aristocrației, dar în același timp, când perioada de prohibiție a venit în America, atunci și băuturile au ajuns și la clasa de mijloc și atunci a început să fie un produs destinat pe scară largă. Așa cum este și în prezent, că oricine își poate permite la un moment dat, sau cel puțin într-o vacanță, să consume un cocktail într-o seară sau o zi de relaxare. Da, cu siguranță, pentru că prețul nu este foarte, foarte mare. Adică nu trebuie să faci economii sau să te reții de la ceva. Nu se pune problema. Da.
Am putea să dăm un exemplu de un preț așa aproape șocant la un ingredient foarte, foarte vechi și bine păstrat. Exemplu, când vorbim despre ceaiuri, cine are curiozitatea să citească, află că sunt ceaiuri foarte vechi care se vând cu sute sau chiar peste $1,000, suta de grame. La fel, în orice domeniu alimentar există, nu cum sunt trufele, peste tot există ceva cu sute și sute de dolari. Putem vorbi și aici despre un ingredient care se păstrează în top ca fiind cel mai scump? Cu siguranță, prețul pentru un cocktail crește în primul rând de la ingrediente, cât de bune sunt și ce vechime au. Chiar acum câteva luni a fost dobărât recordul mondial pentru cel mai scump cocktail. El a avut un preț undeva la 10.000 de euro. Wow! De câte ori am spus-o? Este emisiunea care va intra în cartea recordurilor cu cele mai multe wow! Și chiar spuneam, sper că nu mai spun încă un nou. Atât de mult? Da, pentru că băuturile folosite erau de undeva de prin anii 1800, era ceva foarte, foarte rar și unde nu se mai găsesc. Nu pot să le mai reproduc, a fost o singură dată. Cred că și împărații, nu știu, regii, șefii de stat, cred că toți au preferat la un moment dat această băutură în decursul timpului, nu? Fiind considerată specială. Cu siguranță. Dacă ne întoarcem iarăși în istorie, în mormintele egiptenilor s-au fost găsite, de fapt, diferite vase cu tot felul de băuturi infuzate cu ierburi, semințe și așa mai departe. Erau servite în niște pocale din aur sau argint sau alte metale prețioase. Într-una din cărți mi-a arătat, a apărut o rețetă de a ta pentru un cocktail. Acea rețetă îți aparține? Ai combinat, așa cum ai crezut de cuvință, ingredientele? Da, și este chiar o poveste ușor amuzantă în spatele rețetei. Băutura principală pe care am folosit-o se numește Genever. Genever este un tip de gin olandez care este ușor diferit sau chiar foarte diferit de ginurile pe care le avem noi astăzi în piață. L-am câștigat la un concurs, era ediție limitată, era cu semnătura maestrului distiller pe ea, deci era un lucru foarte special pentru mine. Iar am decis să o folosesc pentru un concurs, pentru o carte, era dat un anunț pe internet, cine dorește să trimită o rețetă o poate trimite la o adresă anume. Așadar am ajuns la muncă, am făcut rețeta, am făcut poza, iar după ce am terminat poza de făcut a venit un coleg și a spart. Dar am rămas cu poza, am rămas cu ingredientele, cu rețeta și am avut noroc și a apărut în acea carte. Dar dacă vrei să faci totuși așa un cocktail așa din toate cunoștințele tale de până acum, cum ești sigur că o să fie bun, în sensul că nu o să fie amărui, că nu o să fie prea tare, că nu o să fie prea, nu știu, acidulat? Zic și eu, fără să guști, pentru că bănuiesc că nu, cum pui cum guști, cum mai pui cum guști? La final guști, nu? Și cum știi că nu dai greș? Nu există o rețetă să spunem în care să ai 100% reușită, dar ca să eviți situațiile, cel mai bine ar fi să vorbești cu clientul respectiv, să-l întrebi ce băuturi de bază preferă, ce arome, cum să fie, cu gheață, fără gheață și așa mai departe. Toate aceste detalii le afli de la client și atunci ești mult mai aproape de adevăr, aproape de preferințele clientului. Așa, dacă ar fi să-l faci după ureche, șansele sunt cam 50-50. Ori îi place, ori nu-i place, chiar dacă a fost bine preparat. Dar cel mai bine, dacă vine un client pe bar, este să discuți cu el și să-l întreb cât mai multe întrebări și atunci vei putea afla cam care sunt preferințele sale. Mai am o întrebare și probabil că te rugăm să ne mai prepari ceva, că știi cum e, vorba multă sărăcie omului, trebuie să treci un pic și la muncă, nu merge chiar așa. Există ingrediente care se bat cap în cap și care n-ar trebui niciodată să le combini la un cocktail? Da, sunt ingrediente care nu le poți combina. Care nu fac casă bună? Da, sunt foarte multe ingrediente care nu fac casă bună, dar aceste lucruri le obții doar cunoscând ingredientele. Trebuie să studiezi fiecare ingredient în parte, să vezi ce merge, ce nu merge și trebuie să încerci, să probezi, să guști, nu merge, o iei de la capăt și așa mai departe. Sunt foarte multe exemple în care pe rețetă sună foarte bine, iar când guști nu are nicio legătură sau se poate întâmpla și invers. Pe rețetă să nu aibă nicio legătură, dar când guști să fie ceva senzațional. Ți-ar place și un concurs de televiziune care să fie cum este, de exemplu, gen MasterChef, dar este numai pe partea de bucătărie? Ți-ar place un concurs național mare în care să fie un concurs pentru barmani? Da, sigur că mi-ar place și m-aș bucura să văd acest lucru, pentru că în acest mod și barmanii ar fi puțin mai mediatizați și lumea ar vedea cu adevărat ce înseamnă să fie un barman în ziua de azi, dar din păcate
faptul că lucrăm cu alcool este o piedică destul de majoră și nu, încă nu s-au găsit soluții în cazul acesta. Sunt și emisiuni în străinătate, dar sunt foarte, foarte puține și ca și timp de emisie foarte scurt. Mihai, cum spuneam, te-am rugat să ne mai prepari un cocktail. Nu știu la ce anume te-ai gândit, o să te rugăm să ne descrii în momentul în care o să treci înapoi în spatele barului, pentru că așa cum spuneam la începutul emisiunii, cred că tot acolo te simți până la urmă cel mai bine și am putea să te vorbă ore în șir, pentru că îți place atât de mult ceea ce faci, citești, te preocupă, încât probabil că nu există o limită de timp la acest capitol. Apropo, există vreo zi mai nouă în viața ta în care să nu vorbești despre asta, să nu citești, să nu intri pe site sau să nu prepari un cocktail? Nu. N-am mai avut o zi așa de foarte multă vreme. Pentru că informațiile vin foarte repede și trebuie să fii tot timpul la curent cu ce se întâmplă în lume, ce fac cei din Japonia, ce fac cei din Australia, ce au mai apărut concursuri, seminarii, cărți lansate, emisiuni și așa mai departe. Și cu cât ești mai bine informat, cu atâta te va ajuta pe viitor. Și atunci nu-mi permit să pierd o zi fără să măcar să dau câteva click-uri să văd ce s-a întâmplat. Se anunță o iarnă friguroasă, o iarnă geroasă, oricum la Brașov suntem obișnuiți cu așa ceva. Ce ne-ai recomanda? Ce te-ar mai așa în minte acum pentru un weekend, un prim weekend foarte friguros? Dacă am venit la tine la bar, ce anume mi-ai recomandat? De 2 săptămâni am lansat în localul nostru o serie de panciuri calde. Sunt băuturi calde, făcute după diverse rețete de ale noastre, dar pe care le-am publicat. Panciul este o băutură cu vechime, practic panci în dialectul indian hindi înseamnă 5, deci trebuie să fie 5 ingrediente, adică alcool, zahăr, lămâie, suc sau ceaiuri și bitere. Și atunci noi avem această rețetă clasică pe care o modificăm exact după placul nostru. Aș putea să vă spun câteva ingrediente pentru care ne mândrim. Avem un panci format din rabarbă, lichior de rabarbă, marmeladă, sirop de arțar, sirop de agave și așa mai departe. Wow! Deci cu asta ne-ai convins, cu partea sezonului rece. Dacă ar veni o domnișoară foarte tristă, decepționată, cu lacrimi pe ochi, proaspăt părăsită sau care tocmai a văzut o scenă cu iubitul ei care tocmai a făcut o surpriză neplăcută și ar veni așa supărată la bar, ce anume ai recomanda ca să o aduci într-o stare de uitare repede? Nu știu ce zic, nu m-am întâlnit niciodată cu această situație, dar cred că în primul rând aș încerca să-i fac ziua mai bună. Și cred că aș face o băutură mai veselă, aș folosi ceva vesel, culori calde, care să o mai bine dispună. Chiar am avut... Deci nu o tărie ceva așa să o... Nu. Să șinece amar în alcool, nu, clar nu. Iar dacă ar veni un domn, la fel, singur și supărat și trist, deci oameni care nu ți-ar spune nimic, doar i-ai vedea, la ce anume, ce anume ți-ar inspira? Pentru că eu nu te întreb întâmplător, mă gândesc că cocktailurile au o menire în acest sens. Ele trebuie să ne inducă o stare, să ne creeze o stare de bine, de plăcere, de să ne deschidă apetitul. Dar mai mult decât atât, barmanul trebuie să inducă această stare. Băutura trebuie să fie doar un element de completare. Barmanul este cel care trebuie să ofere acest lucru, să te facă să te simți ca acasă, să ai o experiență. Practic, noi încercăm să nu mai vindem băuturi în ziua de azi, ci să vindem experiență, pentru că lumea de obicei este în oraș pentru altceva, pentru a avea o experiență. Poți să-și cumpere și ei o sticlă de whisky, să zic, acasă și să o servească cu familia, dar preferă să iasă în barul tocmai pentru acest lucru. Și atunci barmanul este cel mai potrivit să-i inducă în diferite stări. Dar de cele multe ori cele de bine. Deci ca o concluzie, pentru fiecare stare, pentru fiecare persoană, cu condiția să fie major, se găsește un cocktail pentru starea de spirit și un barman bun știe exact ce are de făcut. Da, cu siguranță, și mă bucur că s-a dus în discuție și lucrul acesta. Persoanele sub 18 ani nu au ce... Dar se poate și pentru, există cocktailuri fără alcool, exact. Siropuri de toate Sucuri. Felurile, umbreluțe dacă trebuie, tot felul de da, găsim, accesorii. Găsim pentru fiecare gust, găsim câte o rețetă pe care să o pregătim. Succes mult, mult, mult succes, ajungi acolo unde îți dorești, așa cum spuneam, ai calitățile necesare să mergi mai departe în această carieră pe care ți-ai ales-o de bună voie și nesili de nimeni, nu-i așa? Așa. Și atunci când facem lucrurile nesiliți de nimeni, le facem cu foarte mare plăcere și cu foarte multă bucurie. Motiv pentru care te invit să ne mai prepari un cocktail. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc succes. Mulțumesc și eu tare mult.
Voi prepara în continuare pentru voi un Marmalade Fizz. Este un twist după o băutură clasică apărut în 1888 și anume Gin Fizz. Dar de data aceasta voi schimba puțin ingredientele și voi folosi în mod special marmeladă de portocale. Este făcută din portocale de Sevilla. Voi folosi doar două lingurițe. Mai departe voi folosi suc proaspăt de lămâie pe care tocmai l-am stors. Îl voi balansa cu sirop de zahăr, făcut din 300 de zahăr, 65% pe scara Brix. Scara Brix este o unitate de măsură care măsoară dulceața din ingrediente. Acum voi folosi și băutura de bază. În cazul acesta voi folosi un gin, London Dry Gin. Și voi amesteca foarte bine pentru a dizolva marmelada. Iar pentru a fi un fizz am nevoie de un alt ingredient care este folosit foarte rar la noi și anume albusul de ou. Voi folosi iarăși o mică parte, nu voi folosi un albuș întreg. Albușul de ou îl folosesc pentru a catifela băutura și a oferi o altă dimensiune. Pentru a prepara băutura cu albuș de ou am nevoie să-i fac o etapă intermediară și anume dry shake. Dry shake-ul este un shake dat fără gheață prin care emulsificăm proteinele din albușul de ou. Asta înseamnă că proteina animală se dezvoltă mai bine la temperatura camerei decât cu gheață. Pentru asta am folosit un arc de la o strecurătoare normală, cum avem și aici. Și voi face metoda propriu-zisă. E bine? Ok, albușul este preparat. O să îndepărtez arcul de aici. Și acum voi continua cu gheață. Dar cum am spus mai înainte, pentru a fi cocktail avem nevoie să aibă și o parte de bitter și atunci voi folosi două tipuri de bitere de portocale care vor merge foarte, foarte bine cu marmelada. Băuturile ce au în componență albuș de ou vor fi tot timpul agitate mai mult. Aruncăm gheața din pahar.
Iar în cazul de față, voi face dublă strecurare pentru a împiedica bucățile mici de marmeladă ce nu au fost dizolvate total sau pulpa de la sucul de lămâie. Voi pune puțină apă minerală. Un fiz tot timpul va avea nevoie de apă minerală. Cum voi strecura băutura? Nota finală, voi adăuga decorul. În cazul acesta am optat pentru o frunză proaspătă de mentă. Voi parfuma paharul și eu voi adăuga. Acesta este un marmalade gin fizz.